Steaua ține doi jucători la bench, la gol! Steaua! Momcilovic deschide scorul în minutul 31. Eroare mare în defensiva lui Dinamo. Nestingherit apare sârbul în 4 metri și împinge doar mingea în poartă. 1-0 pentru Gazde și meciul devine din ce în ce mai spectaculos. Momcilovic dă al treilea său gol împotriva lui Dinamo în carieră. L-a scăpat din marcaj Steliano Filip. Acum nu știu dacă Steliano Filip trebuia să-i facă marcajul lui Momcilovic. Dar de lângă el era. Clar că de lângă el, dar nu știu dacă repartizarea sarcilor de marcaj a fost corectă. Momcilovic îl bate oricând la cap pe Steliano Filip. L-a pierdut, uite, vezi că da, strege din dinți acolo, l-avea în grijă. 1-0 așadar pentru Steaua, Dinamo.